Ce? E foarte simplu. În primul rând, ideea a venit de la ploieșteni. Deci sunt ploieșteni care mi-au scris, mi-au zis de ce nu se aplică legea. Și situația este următoarea. Legea a fost adoptată în decembrie 2022, dând posibilitatea consiliilor locale să scutească de la plata impozitului persoanele care își instalează sisteme de panouri fotovoltaice. Ca atare, noi am făcut acest proiect. Singura adăugire la lege care dă posibilitatea, această posibilitate consiliilor locale este termenul pe care termenul pentru care vor avea scutire. Și noi propunem un termen de 10 ani de zile pentru scutirea de la plata impozitului pentru ploieștenii care își instalează sisteme de panouri fotovoltaice. Ceea ce vreau să atenționez este că legea nu permite ca de mâine, dacă se adoptă acest proiect de hotărâre de Consiliul Local, legea nu permite ca de mâine să se aplice, ci de la 1 ianuarie anului viitor, de la 1 ianuarie 2024, deci în 2023 oamenii vor trebui să-și depună actele necesare pentru scutirea de la plata impozitului și începând cu 1 ianuarie, pe o perioadă de 10 ani de zile, vor fi scutiți total de la plata impozitului pe casă. Se ține cont de investiția făcută sau scutirea practic este pentru toată lumea și este doar pentru, vorbim de consum propriu. Asta este stipulat și în lege, nu vorbim de oameni care produc energie electrică și o vând mai departe în sistem. Este vorba de producerea de energie electrică pentru consumul propriu și asta, aș mai vrea să spun ceva, este foarte important pentru că mai rezolvă nu doar o problemă de verde, de ploiești verde, de poluare în Ploiești, rezolvă și o problemă de inechitate major. Și anume, un pic peste jumătate din populația Ploieștiului beneficiază de o subvenție și mă refer la persoanele care sunt în sistemul centralizat de încălzire. Ceilalți ploieșteni nu beneficiază de această subvenție și de foarte mult timp, cred că de foarte mulți ani, ploieștenii reclamă această realmente inechitate majoră. Ori asta vine să rezolve și această problemă de inechitate, pentru că este o formă de ajutor financiar pentru aceste persoane care stau la casă, care își instalează pe cheltuială proprie sistemele de panouri fotovoltaice. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, legea prevede foarte clar, deci aici nu inventăm noi apa caldă, este vorba de persoanele care își instalează pe cheltuială proprie panourile fotovoltaice, ceea ce înseamnă că persoanele care beneficiază de sume de bani de la bugetul de stat prin programul, că sunt diferite programe pentru instalarea de panouri fotovoltaice, evident nu vor beneficia de această scutire de impozit.